Salutare bă -băieți, eu sunt Antidot, iar astăzi vom continua cu joculețul Pet Pose sau Pet Pose, habar nu am cum se pronunță pentru că este un nume destul de ciudat față de celelalte pe care le-am jucat, însă, da, vom continua cu acest joculeț pentru că astăzi mi-a picat primul huge Pet, din acest joculeț minunat, vorbesc la modul cel mai serios, chiar am dat hedge și am și uh, dovadă, o să vă arăt imediat, dar înainte de acest lucru, nu uita și tu să dai un like corespunzător acestui videoclip, dacă ne-ai făcut deja, nu uita și tu să te abonezi, bineînțeles cu clopoțelul acela intens, rău de tot ca să primești notificare mereu când postezi și, pe lângă asta, nu uita și tu să intri pe primul link din descriere, deoarece este serverul nostru de Roblox România și mai jos găsești uh, și uh, grupul nostru de uh, Roblox cu abonation. Și bă băieți, chiar s-a întâmplat imposibilul, care imposibilul este posibil și la frățiorul vostru Antidot, la o zi de când a intrat pe joculețul acesta, băi a picat primul șiuci și a picat un șiuci foarte bun și care arată foarte bine. Cred că e unul dintre cele mai interesante huge care arată prea tare și um, există doar 400 în lume, dacă vine să credeți. Din câte vedeți aici, ei bine, asta este dovada de hedge, adică pur și simplu mi-a picat mie acest huge. O să vă explic și cum am făcut rost de el și așa mai departe. Și pe lângă chestia asta, acest huge, îl vedem aici, uitați-vă cum arată, bă, bă, bă huge Sharkano și sunt doar 456 în lume. Bă, ce mi se pare mie ciudat e că, uite cum arată aici, 456, deci, zici de că ai apăsat tu așa, mă știți că erau parolele alea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mamă, poate am zis parola cuiva aici. Hmm. Dar, da, sunt 456 în lume, ceea ce e foarte puțin pentru că doar maxim 456 de jucători îl laud. Dacă îl mai are cineva de mai multe ori, înseamnă că sunt mai puțin de 456 de jucători și sunt o mulțime de jucători pe jocul ăsta, adică peste 12.000 activi în continuu, ceea ce este o groază și pe lângă asta cei care sunt în staff-ul de la jocul ăsta, adică din echipa lor, sunt foarte de treabă, extrem de, de treabă, am vorbit și cu unii dintre voi, din, pardon, dintre ei, că nu dintre voi, am vorbit cu foarte mulți dintre ei, este foarte posibil să primim și noi gradul de content creator aici și... Um, o să fie destul de interesant și pe lângă chestia asta, uh, din câte ați văzut, bă, am farmat ceva, nu? Deci dacă ne uităm aici, am farmat ceva. Hai să o luăm cu începutul, ok? Deci o luăm cu începutul, deci... Știu, o să par foarte ciudat având în vedere că noi de am filmat uh, primul episod ieri și astăzi deja Yay! Dar da, ce să faci? Dacă îmi place jocul ăsta, n-ai ce faci. Am deblocat și teleporterul ăsta, cred că știați deja, nu mai trebuia să vă zic. Și acum hai să luăm cu începutul. Acolo sus vedem că avem level 630. Este doar levelul care îl farmezi, pe care, pardon, îl farmezi ca să dai rebirth. Și acum probabil că vă întrebați cam câte rebirth-uri nu? Uh, nu mă judecați, da? Ok, o să dăm aici și avem 1800. Deci uh, suntem la level uh, 1800 required la la rebirth ăsta. OK. Mm, fără judgment, ca idee, nu mă judecați. Am jucat ceva, nu mai canteasă. Și am deplucat aici teleporterul, sau să crească mereu după ce farmezi. O să vă arăt eu cum puteți farma și e foarte simplu, îl puteți lăsa. După aia, hai să ne ducem la peturi. Din câte vedeți aici avem 3 peturi de 180 și ceva. Adică 3 din astea Firework Cat Epice. Și de asta poți să faci rost de la mașineria aia de acolo cu 35 de milioane de puncte. Avem aici un huge pe care o să-l ținem, adică nu e nicio șansă să-l dau că el costă minim 500 de robux, adică între 500 și 1000, dacă găsești pe cineva interesat ca lumea îl dai și pe mai mult, dar nu se va vinde oricum, pentru că facem colecție aici. Și dacă ne ducem la upgrade ei bine, este clar că dacă vrei să-i dai upgrade la huge, ei bine, îți cere bănuții ăștia. Și bănuții ăștia nu-i poate avea Cred că nimeni presupun. Adică cine poate să aibă suma asta, habar n-am. Dar bineînțeles nu cred că va exista cineva care să dea upgrade decât dacă Poți să faci acest lucru și pe lângă asta, dacă se va întâmpla ceva cu petul, nu știu, să-i facă o chestie din asta specială, dar așa, fără motiv, nu cred că se va întâmpla. După aia, o chestie foarte tare este că aici la Merchant, în caz că nu știați, puteți vinde peturile, adică veniți aici și vindeți peturile de care nu aveți nevoie, cum ar fi astea de aici, da? Deci le vindem pe toate astea de pe aici, ca să ne dea puncte și vă arăt imediat cum funcționează toate chestiile astea, dăm aici sell și le-am vândut. Puteți închide asta instant. Uh, uh, bun, hai că e scris aici, avem și un abonat intens, e scris că facem aici Mare Vlog și ideea este alta. Uh, aici normal în partea asta, uh, unde este mașineria asta, este Huge Machine, da? Hai să vă explic cum funcționează. Deci pe mine m-a șocat uh, total. Deci față de PSX și față de alte joculese, bă, chestia asta m-a șocat. E un concept incredibil și o să vă arăt ceva. Dacă veniți la mașineria asta și aveți minim 250 de mega coins sau, deci ori 250 de mega coins, dar nu vă recomand, sau un milion de puncte din astea de peturi, de care puteți face rost dacă vindeți peturi la uh, traveler, adică la, ăla acolo, la merchantă, uh, ăla, da? Ei bine, cu fiecare un milion de puncte puteți da o câteodată la roată. Acum vă întrebați probabil cum funcționează această roată. E, dacă tu vrei să primești și de aici, ai două șanse, adică ai 5% să zicem. Ori dai de roată și spică ăsta de aici, ori îți spică ăsta cu alb de aici și ăsta cu alb de aici îl alegi tu. Adică tu îți spui ce huge vrei să spice. Cum faci asta? De exemplu, dacă vrei să spui ce huge șarcano cum am eu, sau cum este și aici, trebuie să pui un pet din ăsta șarcano. Și automat, dacă dai la roată și pică aici, îți dă huge Din orice pet normal de aici, se transformă în huge petul acela. Dacă eu pun acum câinele ăsta, o să-mi facă huge câinele ăsta. Dacă eu vreau uh, pisicuța asta de aici, uh, nu știu cum se numește, dar v-am înainte, ei bine, se transformă în șiuci pisica asta, la fel și la ăsta, da? Adică la toate peturile astea și, și uh, următorul pet pe care îl vreau neapărat șiuci este rechinul ăsta cu ochelari. Mi se pare cel mai boss, bro. Deci e prea G, bro. e prea boss așa, e prea tare, e prea șmecher. Um, păi pe din ăsta și ți-l transformă automat în șiuci. Deci eu am rămas surprins. Când am văzut concertul acesta, mi s-a părut uh, incredibil. Deci mie mi se pare foarte, foarte tare. Bineînțeles, uh, este șansa destul de mică, adică ai 2,5% aici, 2,5% jos. Dar uite că mie mi-a picat. Adică mie, acum câteva minute, înainte să începem filmarea, mi-a picat uh, Huge Sharkano, uh, ca să înțelegeți. Deci, funcționează. Chiar spică, nu am stat mult, am filmat prima dată ieri și acum, după o zi... Deci mi-a picat. Înțelegeți? Bine, m-am și jucat mult, dar na. Acum ce să faci? Să spici după o zi e oricum foarte bine. Mai ales că e jocul la început și normal nu trebuie să spici atâtea. Deci na. iar ce se întâmplă dacă pui și aici? Vedeți că uite, E jocul corect, că uite, poate pe alte jocuri nu era corect. Dar uite, nu te lasă să pui uh, huge din nou aici. Deci are logica, adică e foarte bine. Um, da, deci Firework Cat. Cred că unul dintre cele mai rare uh, huge este Huge Firework Cat. Pentru că pică din nou ăla de 35 de milioane, e ceva epic și e scump. Că poți să-l vinzi pe Robux ăsta în continuu la trading-plața. Deci, uh, nu știu, e foarte tare, mă, de sunt unele jocuri care chiar se ocupă de jocul ăsta și chiar le apreciez. Bă... Dacă vă întrebați, n-am găsit până acum niciun limited code din asta. deci până în momentul de față n-am găsit niciunul, nu știu dacă a găsit cineva, mă refer dintre voi, dar um, nu știu ce îți dau, deci abar n-am ce îți dau chestiile astea, ci că îți dă un free exclusive pad, nu știu dacă îți dă direct uh, huge, probabil că nu, că nu scrie aici, dar, da, e destul de interesant, dar nu avem nevoie pentru că oricum exclusivele astea am deja prea multe, nici nu știu ce să fac cu ele dacă să le vând pentru că se ocupă din inventar, ca ai locuri puține în inventar, habar n-am. Și hai să vă arăt o chestie. Deci, în primul rând, vă recomand să luați chestiile astea în fiecare zi, adică gifturile astea, și oricum ele se resetează. După ce ai luat exclusiv giftegu, gift se resetează timerul și iară se încarcă. Și tot așa, adică poți formezi în continuu, e de tare. Dar hai să vă explic ceea ce are frățiorul vostru antidot momentan. Deci, Până în momentul de față, nu am băgat Robux, nu mă înțelegeți greșit, n-am băgat bani, n-am băgat Robux, dar um, am format levele -le și levele -le alea zau mega coinuri. Și cu mega coinuri îți cumperi chestiile astea, da? adică sper că ați înțeles că nu am băgat acum 10 de euro în asta fără motiv. Nu, am încercat să fac uh, uh, rost de toate chestiile astea fără să bag niciun ban. Și vedem aici, auto hatch 250, pe ăsta l-avem deja. Deci am auto hatch 250 de mega coinuri. După aia, sprintul am cumpărat 29, teleportul 100, fast tech 150 uh, și acum uh, mai trebuie încă 4 nivele, adică trebuie să formez încă 4 nivele și o să facem 800 de puncte din astea și să-mi cumpăr triple egg. De ce? Pentru că o să las AFK. Adică, din câte vedeți, avem o mulțime de puncte, dimineața am avut vreo 2-3 uh, miliarde, pentru că ales miliarde, nu milioane, și da, chiar a funcționat foarte bine. Acum, având în vedere că aici sunt foarte bucuros, că am făcut rost de un huge, adică de primul meu huge pe aceste joculeț, o să folosesc pentru voi special acest ultra lucky și o să mergem și noi la chestia asta, care e cea mai rară chestie. Deci, dacă spică de aici um, acel huge, ai practic cel mai rar huge, adică printre cele mai rare huge-uri din joc. Uh, cel care a făcut joculețul, adică cel care l-a creat, Ownerul, a spus că șansa ca să spice de aici huge este de 0,0001 și că nu există multe, bro, adică există foarte puține peturi din astea, adică huge ăla, pe ăla. Deci este foarte greu să faci rost de el. Am spart acum câteva zeci de milioane din astea, nu contează cum să le farmăm intens redotat la loc, dar ideea este alta. Dacă îți pică de aici acel huge, bătei scos, bă. Desai petul ăla, credeți-mă că se vinde, știți cum? Deci de bea l-a găsit cineva să-l cumpere, am văzut pe grup, să-l cumpere cu 2500 de Robux pe grupul lor de, de la jocul ăsta. Deci nu-l vinde nimeni, bro. Dar este interesantă că aceste pisici, astea de aici cu 25%, poți să le vinzi la nu știu câți Robux. Adică am văzut că chiar și la 7 sau chiar 10 Robux poți să le vinzi, deci este destul de el să zic așa, gelai Dog 1, așa că îl cumpără cineva, poate dacă îl pe la 3 uh, Robux, sau dar aici sparge foarte mulți bani, deci acolo chiar sparge foarte mulți bani. Iar acum, hai să vă arăt o chestie, deci dacă vrei să farmezi pe jocul acesta, ceea ce vă recomand, pentru că poți stai AFK, pentru că acele... Chestii, adică te duci aici la Splash Zone, adică în ultima zonă, pentru că asta e singura chestie, unde, singurul loc în care mai poți ajunge, e ultima zonă. Ei bine, pui câte un pet pe câte un chest din asta. Acum, este posibil ca tu să ai uh, ghinionul, să dai de un chest din asta care să fie cu roșu, dar poți să strângi peturile din nou, adică le dai uh, echipare din nou, adică echipezi peturile din nou și schimbi chestul. Adică găsești unul care are un HP mai uh, mare, cum sunt astea acum, vedeți? Uh, și cred că ești la din spate de acolo, are... da, vedeți? Deci, uh, cam așa. Și având în vedere faptul că aceste peturi au sute de milioane de viață, adică HP... Poți să stai aici, uite așa, stai așa pe spate și faci level și puncte. Deci așa stai, pur și simplu stai așa și faci level și bănuți, bă băieți. Deci faci în continuu. Eu aici am farmat, l-am lăsat afeca și în același timp te poți teleporta la sit un zone sau unde vrei tu, dar având în vedere că farmezi puncte din această zonă, vii aici și farmezi ori pe ultimul ou, pentru că ne neapărat să fac rost de huge asta ăsta de aici cu albastru, că nu mai pot cât l-am farmat pe ăsta. Sau uh, la ou ăsta care costă câte 30 de milioane. Hai să deschidem și noi unul din ăsta ca să nu... Ha? Uh, Splash Cat, uh, da, uh, de bea aștept să îmi pice și mie un huge și din ouăle astea că e greu rău de tot. Ia, mai deschidem încă una pentru voi aici, intens rău de tot. Mamă, cât o să farmez astăzi ca să fac banii înapoi, dar nu mai contează pentru că am avut uh, 2-3 uh, miliarde, dar le-am și uh, deschis. Și mi-a picat un epic otter ăsta, deci ăsta arată ca și acel huge, dar nu este, bineînțeles. Și aici, bă, deci vreau neapărat să fac rost de huge-ul ăsta. Eu stau mereu aici la auto-hatch și dau chestia asta, adică vreau să fac rost de huge-ul ăsta. Arată prea șmecher, are un design aparte. Arată ca și un Pokémon, adică arată ca și... Nu știu cum îl cheamă, mă, ăla. dacă nu îl cheamă Bulbazaur, nu știu cum îl cheamă. Dar era un Pokémon din ăsta care arăta ca un fel de setoasă, și avea exact culorile de la huge ăsta. Deci mi se pare prea șmecher și uh, vreau să fac rost de el neaparat Bine, vreau să fac rost de fiecare huge pet în parte, Ca așa sunt pe toate jocurile, până nu fac colecție, nu se poate orice joc îl joc, eu trebuie să fac colecție. Dar uh, da, petul ăsta chiar arată bine și după ce fac rost și de huge ăsta, vreau să fac rost de huge ăla cu uh, ochelari de soare, adică rechinul ăla cu ochelari de soare. Bă, băiatule, bă, că prea șmecher, bă, -aveți e prea bă, n-aveți idee, mult prea șmecher, dar e foarte greu să faci rost de ele, adică, na, până la urmă trebuie să ne gândim că sunt huge și că, na, dacă acum mi-a picat tonul, nu înseamnă că o să mai împice, că e greu rău de tot și când îți dai inventarul full, trebuie să scoți uh, auto și te duci, bineînțeles, la shop. Chestia tare este că poți să lași peturile acolo și, nu știu, te duci să faci baie, ești cu prietenii în oraș, abar n-am. Adică, bine, glumesc acum, dar pur și simplu faci ce vrei tu pe hartă, adică nu, nu contează. Uh, chestia nasoară la jocul ăsta, uh, momentan, având în vedere că e la început, este că nu are chestia în aia să dai loc la peturi. Adică n-are chestii din aia să blochezi peturile, să nu vând din greșeală peturile mele. Dar asta e partea a doua. Că uite, de exemplu, acum pot să vând un exclusiv din greșeală, fără ca eu să vreau, dar... Na, trebuie să fii atent până o să modifice jocul, adică până o să adauge toate chestiile astea. Și, uh, na, vă dați seama că cu timp o să fie și șmecher. Dar, uh, momentan, na, se poate întâmpla acest lucru. Bă, parcă aș ține petul ăla ca să încerc să-l fac și eu și pe ăsta uite cum arată lifeguard-ul ăsta. Cred că e șmecher, o să-l ținem pe ăla. Deci, nu o să... Ba, da, îl vând pe ăsta și îl țin pe ăla mai uh, șmecher. Sau pe ăsta aș putea să-l fac. Bă, cred că o să țin pe durele astea. Cred că le țin și încerc să fac și din ele. Da, cred că aș putea încerca acest lucru. Cred că asta o să facem. Faza e că nu prea avem loc în inventar, adică avem puțin uh, loc. Hai să mergem... Ba nu, hai să facem o chestie specială pentru voi, bine? Deci avem 990.000 de puncte. O să vindem... Să um, ăsta cât îmi 17 Uite, pentru voi vând asta. Și mergem aici la mașineria de și ugeri ca să vă arăt cum funcționează, dar ce peț să că nici eu nu știu, adică sunt prea multe aici, prea multe opțiuni. Um, hai să vedem, care arată mai șmecher, da? Deci noi uităm care e mai șmecher. Uite, de exemplu, dacă... Mamă, mi-ai selectat ăla, bravo mă, frate! Um, dacă ar fi acum, și ăsta arată -o șmecher, da? Adică și petul ăsta, Firework Cat. Doar că o să pice greu, ăsta pică cel mai greu, că e și rar. Din ăsta pică ăla de la ou de 30 de milioane. Am putea încerca să facem rost de ăsta. Sau de ăsta, lifeguard. Uitați-vă cum arată ăsta. Ăsta arată tare rău de tot. Sau ăsta cu ochelari, vedeți că nu e rău. Uh, nu o să-l pun pe ăsta că nu vreau încă un șarcan, adică nu vreau neapărat. Sau petul ăsta, ăsta mai e șmecher. Hmm. Hai să încercăm cu petul ăsta, că am zis că o să-l țin ca să îl pun aici. Și ca să nu-mi ocupe inventarul degeaba, hai să dăm aici. Deci uite aici, alegi un pet pe care îl vrei tu să-l faci huge. Sau să ai șansa măcar să-l faci huge. Și uh, trebuie să ai minim un milion de puncte din astea Dăm aici pe chestia asta uh, Bineînțeles o să pierzi pe tu Nu înseamnă că ți-l face huge Adică nu, ai doar șansa, da? Și uh, dai pe roata asta Și ai șansa să ți-l facă uh, huge Era să pici aici încă un huge, dar nu mai contează deci uitați-vă cât de aproape era să împice pice ăsta din nou. Deci era ceva aproape acolo, dar cum era să mai pice încă unul în timp ce filmez, să împice pice două una după alta, era destul de ciudat. Și acum vedeți că mi-a dat un exclusiv din asta, ăsta de aici, Summer Spirit. Și bineînțeles, o să-l ținem și încercăm și din asta să facem huge. Deci din orice pet, orice pet găsiți voi pe hartă, puteți face huge. Băi, un concept atât de șmecher, chiar n-aveți idee. Chiar mă bucur acest lucru, chiar e un joc foarte tare. Ceea ce n-am înțeles eu e ce, ce e aici, bă? Ce e aici, bă? Eu nu înțeleg ce e aici. Nu știu, cred că o să adaug o chestie, să minezi, să nu știu ce vor să fac aici, dar nu înțeleg ce chestie asta aici. Nu știu dacă e doar așa de design sau dacă vor să facă un concept nou. Dar, da, cam așa funcționează jocul acesta, așa farmezi. așa face rost de peturi și așa transformi peturile tale în uh, Ceea ce funcționează foarte tare și bineînțeles, după aceea te poți duce la trading plața și poți vinde peturile tare. Deci chiar, chiar merge foarte bine. Chiar merge extrem de bine joculețul acesta, chiar se comportă de minune. Am văzut că sunt oameni care au um, câte... Câteva zeci de mii de Robux în pending pentru că s-au jucat toată ziua, adică câteva zile s-au jucat joculețul acesta, au făcut rost de peturi, au stat pe la trading plața și, uh, și-au făcut de cap acolo, adică le-au picat multe. Mamă, dacă nu mi-a dat numai epic firework care din astea, dar n-am ce face cu ele, că nu o să stau acum să mă duc să vând pentru șapte Robux chestiile astea, n-am treabă. O să le vând ca să-mi dea puncte și ca să încerc să fac uh, shooter, dar uh, da, joculețul ăsta este nota 10. Și nu uitați aș voi să scrieți în secțiunea de comentarii dacă l-ați testat sau dacă chiar îl jucați, bă băieți. Sunt foarte curios. Nu uitați și voi, ca de fiecare dată, să dați un like acestui videoclip. Dacă ne-ați făcut deja, e bine, nu uitați și tu să te abonezi cu clopoțelul acela intens rău de tot, ca să nu ratezi nimic din ceea ce postez pe acest canal. Și bineînțeles, nu uitați și tu să intri pe primul link din descriere, deoarece este serverul nostru de Roblox România. Și până data viitoare, eu am fost antilot. Baftă!